bani, Doamne ferești, unul la alte formă cu sate, cu pieci și mai departe. Și nu o să facem niciodată lucrul ăsta. Noi suntem o altă generație de politicieni responsabili, care o să venim să facem lucruri clare în țară. Dar este nevoie ca cât mai mult lume să ne cunoască, adevărat sau nu? Pentru că dacă oamenii nu o să ne cunoască din prima sursă, apropo, sunt oameni în sală care au dat o impresie despre Gheorghe Capcăliuc și ies cu altă. Ridicați-mă înapoi. Uitați-vă, noi avem cărți de jucat. Și noi am pregătit aceste cărți de jucat un mod diferit pentru a promova tot ce înseamnă echipa noastră. Cărțile sunt cu, de exemplu, tu, Carol, Dan, Văleț, mai departe, sunt inclus aici colegii noștri, independent de statutul pe care l-au un partid, așa e și cartea mai mare. Jos, la fiecare carte jos, scrie familia și numele. Eu sunt de două. Așa o sună, că sunt de două, am pus de două. Scrie președintele Gheorghe Capcăliuc, președintele partidului. Și aici am pus o educație electorală. Ceea ce trebuie să facă toate partidele și toate instituțiile statului. Este un îndemn. Mergi la vot. Votul tău contează. Și în spate la cărți am pus informația. Face votat. Ceea ce vă rog toți faceți pe 11 iulie. Să mergeți la vot, să votați cu încredere pace și nu mergeți singur. Să mai luați cu voi 5 prieteni, cunoscuți, vecini, rude. Încântați-i, vorbiți despre noi și luați cu voi la vot. Nu faceți foarte important. Pace, votat. Partidul a vrea să Europa. Iarăși îndemnul. Mergi la vot, votează pace. Votul tău contează. Și cel mai important lucru care este aici în spate este site-ul partidului pace și Instagram, Facebook și TikTok. Adică, toată lumea joacă. Eu am o vorbă, tot joacă, nu tot recunosc. Într-o sâmbătă, într-o duminică, într-o zi de ritm sau undeva, nu știu. Am jucat o partidă, ținând cărțile în mână, ne uităm și îi vedem în față pe cunoaște mai bine echipa Partidului Pace. Cel care se uită oponentul din partea cealaltă, vede mesajul, votează și, bineînțeles, că vede site-ul și celelalte informații. Dacă vă manifestă interes mai mult despre programul politic, despre activitățile zilnice, despre faptul, apropo, despre întâlnirea asta, dumneavoastră, o să vedeți materialul video și foto. Atunci, pe un telefon sau calculator, am intrat pe site, Facebook și am văzut ce fac băieții ăștia acolo. Ce-o gândit nou? Cum vor să-l ridici la rândul? Este o chestie bună? Wow.